te n-ai fi cunoscut al veșniciei Domn. Ce-ar fi să-ți fie inima zdrobită de încătușarea celui rău și mintea ta ținută, țintuită, pustie tristă fără Dumnezeu? Ce-ar fi să plângi cu lacrime amare zdrobirea ta fiind din ce în ce mai grea, necunoscând eliberarea mântuirii sale și pacea fără asemănare ce ți-o poate da? Ce-ar fi să alergi așa fără de țintă, lovit de valuri negre fără de hotar și neavând a Domnului balsam să te scufunzi în negură chiar iar și iar? Ce-ar fi durerea să nu se termine, zdrobindu-ți tot mereu puterea ta de viață, să n-ai a Domnului iertare în tine și mila Lui reînnoită în fiecare dimineață? Ce-ar fi în toată existența dacă iubirea Lui nici n-ar fi fost? În ce puteai să-ți găsești esența și al veții tale în lume rost? În ce ai fi putut găsi tu pacea și alinarea? În ce o găseai de nu aflai prin el chiar existența și drumul luminat ce duce înspre rai? Ce rost ai fi avut în toată viața de n-ai fi cunoscut al veșniciei Domn, trezit fiind din al neștiinței somn? Dar doar prin el tu ți-ai găsit menirea și pacea fără de asemănare ți-ai găsit. Ai înțeles ce rost îți are azi umblarea spre drumul drept al veșniciei infinit? Căci doar prin Iisus ai primit iertare, eliberare de păcatul greu, doar El ți-a dat prin jertfă dealul de întristare și prin durerea Lui tu mântuire și salvare ai aflat. Amin. Amin.